Bună, bine te-am găsit! Daniela Simulescu aici, despre ce credeți că vorbim, de fapt ați văzut deja, nu mai e nevoie să vă spun, Marte în Berbec tranzitul lui preferat. Marte se zice că se simte cel mai bine în Berbec. Așa este, cel puțin din punctul de vedere al teoriei rămâne de văzut și practic cum se va resimți acest tranzit. Înainte de toate vreau să spun că există o emisiune pe DC News, zilele acestea, în care vorbesc la modul general despre acest tranzit Față de alte tranzite al lui Marte în Berbec, țin să spun că acesta este unul liniar Adică nu întâlnește rezistență din partea unor aspecte cu alte astre Bun, Marte va fi în Berbec între 30 aprilie-9 iunie Îți dai seama că cei mai afectați vor fi cei care au în astrogramele natale marcaj cardinal Hai să mergem acum la fiecare dintre noi Te invistă și la Zodie și la Ascendent și să te reamintești faptul că aici vorbim despre propria viziune legată de teoria astrologică. Bun, începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Marte își începe tranzitul în semnul tău. La el acasă, cum s-ar spune, pentru că acolo îi place, de fapt la tine îi place cel mai mult prin vizită. De obicei, Marte când te vizitează, fie că se simte bine sau nu, el nu vine, cum să spun eu, simplu. El vine cu surle și cu trâmbițe, cu alte cuvinte. De pe 30 aprilie până pe 9 iunie vei fi Plin de energie, de forță, de curaj, de încredere, de vitalitate. Vei avea un spirit de competiție uimitor, dar trebuie să ne uităm și în cealaltă parte. Da? Pentru că Marte este și o resursă, dar și o vulnerabilitate. Cu ce mai vine Marte? Cu scandal, cu furie, cu frică, cu agresivitate și cu violență. Ce îți recomand eu, în primul și în primul rând, mai multă mișcare. Dacă n-ai o competiție în care să te implici la școală, la serviciu sau poate ai o pasiune, tu trebuie să -ți, uh, iei acea furie și acea agresivitate interioară să o implici în ceva Pentru că altfel s-ar putea să te implici în uh, chestiuni ce țin de violență și de agresivitate Și vreau să stai cât mai departe de conflicte, cât se poate Unde vezi conflict... Te scoți de acolo. E adevărat că, Marte, când e în semnul tău, te poate face să crezi că tu câștigi, că tu faci dreptate, că tu îi ajut pe toți, că tu vei fi numărul unu, ca nimeni, nimeni, a tine nimeni, să zicem. Dar, cu Marte în semnul tău, lucrurile pot escalada cu o viteză la care nu te-ai fi gândit, pentru că îi place lui Marte în Berbec să se grăbească. Începe multe lucruri, pornește multe lupte, după care și le alege pe cele care le poate câștiga. Dar până acolo trebuie să facă puțin deranj. Da? Ce trebuie să ai tu în vedere este că Marten ori te forțează să începi, să fii competitiv, să te lupți pentru drepturile tale, ori te face destul de laș, da? ori destul de uh, victimă, să spunem. Deci trebuie să ai mare grijă cum te joci tu cu acest tranzit. Acum, teoretic, din punctul meu de vedere, dar și practic, a spune că e bun. Uh, creează multă nerăbdare. Nu mai e răbdare să puneți începe serialul preferat, nu mai e răbdare până apare filmul preferat, nu mai e răbdare până ajungi la teatru, nu mai e răbdare până ajungi în parc, nu mai e răbdare pentru nimeni și nimic. În discuțiile cu familia, în discuțiile cu prieteni, nu mai ai, nu mai, nu mai, poți, nu mai duci. Efectiv, simți tot timpul să faci un lucru, da? O să te consume enorm această energie a lui Marte, de aceea te și pun să faci puțină mișcare, mai pui niște mușchi, care sunt foarte buni. Deci, dragul meu, perbec, sau cei cu ascendentul în berbec, așteptați-vă la un tranzit nemaipomenit. Bun, mergem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. E bine, pentru tine tranzitul ăsta lui Marte nu spriește, nu e plăcut neapărat, pentru că Marte tranzitează casa 12 -a și nu se simte la locul lui. El acolo se ceartă, dar se ceartă, cum să spun eu ție, într-un joc video. Nu vezi palpabil ceva. E mai degrabă un în moment în care tu stai și planifici, tu îți faci o strategie, îți te adun de pe jos, îți adun bucățelele, le lipești și te pregătești să treci și tu la atac. În marte va intra în tău, iată pe 9 iunie. Ce îți recomand eu între 30 aprilie și 9 iunie să mergi la doctor, să-ți faci analizele, să te ocupi și de problemele cronice și de cele acute. Să stai departe de oameni răuvoitori, nu te implica în viețile lor, nu ieși cu ei în oraș, nu vorbi cu ei dacă știi că nu te poți baza pe ei și că au frustrările și au problemele lor. Uh, stai departe de vicii, uh, stai departe de chestiunile legale și de chestiuni dubioase. Știi vorba aia, spunem cu cine umbli ca să spun cine ești? Pentru tine va fi foarte valabilă în această perioadă uh, și vor fi situații din acestea în care pare că trecutul E mai important ca prezentul și ca viitorul. Acum, prezentul, trecutul își are rolul în viața noastră, dar, vezi, e virtual, el nu mai există. Tocmai de -aia e un joc video, e un soft, undeva e, e undeva un clipuleț într-un computer trecutul. Nu, 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 e, nu e prezentul. Încearcă să nu romanticizezi ce s-a întâmplat și să nu lași nostalgia să-ți strice relațiile. Pentru că mai e un lucru, Marte la tine e guvernator de casa 7 a relațiilor și când Marte se duce în casa 12, poate să ai suspiciuni legate de partener. Să ar putea să faci tu lucruri pe care nu vrei să le afle partenerul, știi? Și să încerci să ții lucrurile așa în tăcere, în secret și tot se vor afla la un moment dat. Deci să ai foarte mare grijă și din punct de relațional. Mergem la gemer sau cei cu ascendentul în gemer Să știi că ție tranzitul ăsta îți priește de minune. Uh, el, el te face foarte sociabil, să nu uităm, Marte tranzitează, iată Casa 11, unde îți, îți, îți aduce mai multă încredere în viitorul apropiat. Indiferent de unde te afli în momentul ăsta, tu cumva știi că orice s-ar întâmpla, o să fie bine. Și oricât de mult îți place ce ai acum, știi că o să vrei altceva, știi că o să vrei să îmbunătățești un aspect al vieții tale, știi că o să vrei să evoluezi, da? Și pentru asta ai nevoie de oameni. Ai nevoie de vizibilitate, ai nevoie de popularitate, ai nevoie să, te conectezi cu alte persoane, mai ales cu unele noi da? și să le implici în viața ta și să afli lucruri, să ceri recomandări, să ceri informații. Ai nevoie, cum să spun, să-ți creezi o rețea socială proprie, cum arte în casa 11 -a. Și la rețea aia socială, m-aș bucura să fie offline, nu online, să zicem așa, la re... în comunitatea aia, tu să te hrănești cu oamenii respectivi și să îndrăznești să propui proiecte care să ar putea să polarizeze la un moment dat comunitatea respectivă. Dar e nevoie de idei care să-i facă pe oameni să-i motiveze. Și tu ai nevoie de oameni care să te motiveze, dar tu la rândul tău vei motiva oamenii să lupte pentru anumite concepte, pentru anumite idealuri. Da? Vezi, când vorbim de casa doua, este și o de casa 11, este și o casă. Pe cuniară, vorbește și de investiții, vorbește și de banii pe care tu i-ai din cariera ta, din rolul tău social, da? Deci, va trebui să ai grijă și cu cheltuielile, din punctul meu de vedere. Mergem acum la RAC sau cei cu ascendentul în RAC. Ești printre cei afectați de acest tranzit, tu fiind un semn cardinal. Gândește că Marte ne aduce, pe scurt, Marte reprezintă curajul și furia, da? Va tranzita Casa 10. -a. Casa 10 -a este Casa Carierei, a Statutului și a Relației cu autoritățile din viața noastră. Ori, când Marte intră acolo, ce înseamnă? Te poți certa cu părinții sau cu alte persoane importante din familie. Te poți certa cu șefii sau nu supor să ți se spună ce să faci. Sau tu la rândul tău când vei spune altora ce să facă, o vei face pe un ton foarte autoritar. Iar cu Marte în casa 10, e luptă pentru cine are dreptate, pentru, luptă pentru putere și furie. Dacă nu ai experiență ne-a conduce oamenii, perioada asta s-ar putea să fie destul de neplăcută pentru tine. O rugăminte foarte mare, pentru că Marte va face opoziție cu Casa Patra, stai departe de violența în familie, fie ea verbală, fie ea fizică, și încearcă să nu te implici nici în violența altor probleme. Nu încerca să-ți asumi tu rezolvarea problemelor altora. Marte te va face foarte nerăbdător dacă vrei să schimbi locul de muncă și, fără să-ți dai seama, s-ar putea să te provoace să faci unele greșeli. Din dorința de a schimba mai repede, devii neglijent și faci o greșeală. și nu o să te mai poți despărți de locul ăla de muncă atât de simplu și de ușor cum ți-ai fi imaginat tu. Dar altfel, acest tranzit e bun pentru cei care vor să conducă, pentru cei care vor să fie mai independenți, pentru cei care nu mai vor să depindă de unii și alții. Mergem acum, iată, la Leu sau cei cu accidentul în Leu, un tranzit nemaipomenit pentru tine. Marte face aspecte bune, tranzitează Casa nouă dragii mei, cei care... Au competiții sportive, cei care uh, au examene, au cursuri, trebuie să, nu știu, e nemaipomenit Orice competiție în care tu te implici în perioada următoare, Marte te împinge de la spate să ai niște rezultate la care nu te-ai fi gândit Nu înseamnă că o să fii neapărat primul, dar o să fii printre primii Cu Marte în casa nouă, vei fi și foarte scrupulos Dreptatea ta este absolută și vei intra, bineînțeles, și în momente din acestea mai jenante, să zicem așa, mai stânjenitoare în care îți vei da seama că nu e singurul care are dreptate din sală, că și el are dreptate și el are dreptate. Și vezi că Marte în casa nu te transformă așa într-un activist. Ți se pare că nedreptatea nu are ce să, ce să, caute pe această planetă și vei lupta. Dar atenție mare! Pentru nedreptatea cui lupți? Că tu vei zice, ba, ți-au eu apărare, a lupt eu pentru tine, atunci de fapt lupți pentru tine, nu pentru alții. Marte în casa noua, poate aduce puțină grabă și momentul în care călătorești, momentul în care uh, te plimbi cu mașina sau cu bicicleta. Ai mare grijă și la chestiile astea. Bun, trecem acum iată la fecioară sau cei cu ascendentul în fecioară. Marte tranzitează, dragii mei, casa 8. -a. Acum, casa asta are foarte multe implicații. Unele foarte fantasmagorice, să le spunem așa, unele foarte misterioase, dar Foarte pasională, Partea de intimitate, partea de senzualitate Nu știu la ce oră va fi dată această emisiune, așa că trebuie să am grijă ce discut Cu Marte în casa opta, s-ar putea să-ți descoperi niște fantezii S-ar putea să te conectezi cu propria ta persoană și să-ți dai seama de ce îți dorești Cum îți dorești, în ce fel îți dorești și când îți dorești da? Deci o perioadă foarte bună pentru dormitor După care, cu Marte în casa opta, toate chestiunile legate de negocieri pe plan financiar vor fi uh, pline de furie. Că poate ai un partaj și nu te înțelegi cu fostul partener. Poate ai o moștenire și sunt certuri, știți? Adică exact cu oamenii la care nu te-ai fi gândit, exact cu aceia te cerți. Adică știi cum e? Uh, cum era vorba aia? Frate, frate, dar brânza ai pe bani. Cam așa și cu voi, cu Marte, în Casa 8. -a. Și Marte, în Casa 8, s-ar putea să vă aducă pe mulți dintre voi și în situații limită, în situații de criză, când simțiți că nu mai puteți, dar exact acolo de unde mai puteți, de acolo mai puteți un pic. Când simțiți că nu vă mai ridicați, credeți-mă, mai trageți aer în piept și reluați. Și poate unii dintre voi chiar vor avea chef de niște situații extreme, cum ar fi niște sporturi extreme. Am a... Recomandarea mea este să nu, vă de... să nu vă puneți cu natura, să nu vă puneți cu limitele umane. Jucați-vă, experimentați, dar nu prea mult. Trecem acum la balanță, sau cei cu ascendentul în balanță. Ei bine, Marte intră în Casa 7 a relațiilor și face mult scandal acolo. Relații poate să însemne relația în care te afli, care poate să meargă sau poate să nu meargă, sau persoanele pe care tu le cunoști, dar în același timp și parteneriatele profesionale. Vă puteți gândi și la ele. Marte grăbește. Dacă ești singur și intră Marte în casa 7, s-ar să te grăbești, să vrei să cunoști, pentru că ă, cineva din familia s-a căsătorit și tu n-ai pe nimeni, pentru că prietenii tăi au parteneri și tu n-ai parteneri, sau pentru că atracție fizică. Marte este vinovat pentru majoritatea relațiilor bazate pe atracție fizică. În momentul în care Marte intră în casa 7 și vezi pe cineva de care ești atras fizic, nu mai ți cont de rațiune, de control, de logică, de nimic. Vrei persoana respectivă, vrei actul în sine, vrei să te grăbești, dar vrei, vrei, cum să spun, senzațional, vrei, vrei să simți. Da? Pe care, dacă ești într-o relație, să știi că Marte provoacă de multe ori scandal și uh, ceartă și neajunsuri, Și nerăbdare, și critic, multă, multă, multă critică. că Marte în casa, așa, vrei să te cerți și găsești motive. Chiar dacă n-ai, găsești pretexte oriunde, oricum. Atât ai trebuie lui Marte. O sclipire de secund. Și gata, a găsit un motiv. Ce vă recomand eu vă este să nu alimentați mai mult. La un moment dat, uh, nu știu, să vă deconectați, să vă plimbați sau să faceți puțină mișcare, astfel încât să vă dați seama că și voi întrețineți conflictul, cearta și scandalul. Momentul, știți cum este în fizică, acțiune și reacțiune în momentul în care întoarceți cu aceeași viteză, aceeași forță, aceeași accelerație și ce mai vreți voi acolo, mi se va întoarce la fel. Încercați să minimizați voi cât se poate și știm că sunteți echilibrat și dornici de armonie, dar faceți tot posibilul ca acum să aplanați conflictele. Iar pentru cei care sunt deja într-o relație care nu funcționează de mult timp și ați dus-o așa de dragul de o aduce, să știți că Marte, Marte în casa șaptea vrea o pauză și vă invit să o și luați dacă se poate. Trecem acum iată la Scorpion sau cei cu ascendentul Scorpion. Marte guvernatorul vostru, doar că intră undeva unde vă nu prea vă convine în casa 6. Și e în conjuncție cu soarele și cu ascendentul vostru. Ce înseamnă asta? Ajustări. Dar ajustări pline de nervi, de limite. Știți cum sunteți? Casa 6 vorbește despre stresul la locul de muncă. Bine, vorbește despre gestionarea stresului în general, și cu Marte în Berbec nu există gestionare, există doar război. La ce vă rog eu foarte mult? Veți avea momente, zile, în perioada asta, 30 aprilie, 9 iunie, când aveți senzația că acel coleg e tâmpit, e prost, e limitat, nu-l duce mintea și din cauza lui voi nu puteți să câștigați ceva, nu puteți să fiți pe primul loc. Și veți întâlni multe situații din asta. Știți de ce? Pentru că trebuie să vă recuperați încrederea, că voi o aveți. Dar sunt situații din astea când vă întâlniți cu oameni și ziceți, doamne, nu suport prostia. Dar aveți mare grijă că poate acolo nu-i prostie. Poate persoana respectivă trece pe momente grele, poate are foarte multe proiecte. Doar că nu țineți cont de alții, țineți cont doar de voi. Am a... Știți cum este. Sunt momente în care suntem mai empatici, momente în care nu suntem mai empatici. Și cu cât vă supărați mai mult pe alții, cu atât vă stresați mai mult. Marte în casa 6, vine și cu riscuri din acestea de incidente. Vă mai loviți de ceva prin casă, vă mai, vă mai tăiați vreo pieliță mai mult, vă grăbiți, mâncați prost, bez prost, mâncați prost, vă dormiți, mâncați, beți prost, nu vă odihniți, nu vă relaxați, aveți tot timpul ceva de făcut. Vor fi și proiecte la care munciți cu drag și spor și vreți să fiți în fața tuturor, să fiți pe primul loc. Dar toate astea vă epuizează. Și poate că nu să aveți doar la serviciu de făcut lucruri. Sunt și treburi gospodărești și chestii de făcut pentru familie. Gândiți-vă că vin și sărbătorile și nu aveți timp, nu respirați și întrețineți. Voi întrețineți stresul, dragii mei. Și vă recomand eu pauze mici și dese, cheia marilor succese. Și cu sănătatea vă rog frumos, nu vă autodiagnosticați că o veți face prost. Mergem la sărgătător sau cei cu așinetul în sărgătător. Marte tranzitează Casa V. Este o perioadă nemaipomenită pentru creativitate, exprimare de sine, competiție, copii Poate vreți să faceți copii, poate vreți să petreceți mai mult timp cu copii Și în același timp Marte în Casa 5 este foarte pasional și romantic Așa că aveți în față câteva săptămâni în care lăsați, lăsați restul lumii, jucați-vă, experimentați, bucurați-vă de viață Nu știu cum să vă spun investiți dacă simțiți nevoia, înscrieți-vă la un curs din acestea în care să deveniți mai prezenți, adică un curs de actorie, de exemplu, sau poate mergeți la un concurs, poate aveți, poate sunteți sportiv și mergeți la o competiție. Marte în casa a cincea e precum un actor, dar care nu are nevoie de teatru sau de un film. Joacă el, își găsește el un rol și se face el prezent în viețile celorlalți. Vai, dacă mergeți la un eveniment, dansați, râdeți, cântați, sunteți acolo peste tot și veți fi foarte cuceritori. Să, fo să știți, foarte cuceritori. Mergem acum, iată, la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn, la voi. Marte intră în Casa a Patra. A. Casa Patra are legătură foarte mult cu familia, cu rudele, cu neamurile, cu stabilitatea emoțională, cu. Mediul în care locuiți, cu chestiunile imobiliare, da? cu rădăcinile voastre, să spunem. Și lui Marte îi place și ambiția și încrederea, dar îi place și furia. Pot apărea în familie tot felul de certuri, scandaluri, izbucnesc pe nepusă masă. Ele nu izbucnesc din cauza unei cauze, să spunem așa, ci din... veți avea tot felul de pretexte. Da, ca asta face Marte. Ne umflăm mușchii, ne, ne arătăm cine e cel mai tare, cine e cel mai mare, nu contează ce gestu, eu am dreptate. Părinții au dreptate, voi aveți dreptate, bunicii au dreptate, unchi au... Toată lumea din familie are dreptate, dar nimeni nu reușește să ajungă la un imitor comun sau nimeni nu reușește să medieze. Va fi destul de greu din acest punct de vedere. Dar, când Marte intră în casa a patra, va aduce chef de a grăbi lucrurile și noi știm că voi sunteți pragmatici, foarte fixiști. Dar Marte acum vă irită, vă provoacă, vă scoate din ceva și vă face să vă scuturați. Bineînțeles că oamenii din jurul vostru vor zice, ce s-a întâmplat cu tine, de ce ai luat asta? Nici nu mai contează ce zicați Contează ca voi să vă întâlniți limitele și să știți când să spuneți stop. Stop în relația cu părinții, stop în relația cu partenerul, stop în relația cu copiii, stop în relația cu toată lumea apropiată din jurul vostru. Reușind asta, viața voastră va fi mult mai liniștită. E, e un paradox la voi. Tranzitul lui Marte în, în Berbec pentru voi este precum un paradox. Pe de altă parte, aduce și multă gălăgie, dar poate aduce și foarte multă liniște. Vedeți că se mai strică una alta prin casă sau v-aș recomanda să dedicați mai mult timp gospodăriei? Mergem acum la Vărsător sau cei cu ascendentul în Vărsător? Dragii mei, Marte guvernează Casa a Treia. Ce înseamnă asta? Nu guvernează. Guvernează și Casa a Treia, dar tranzitează Casa a Treia acum. Aveți un dor de ducă? Poate aveți sau poate nu aveți Cert este că vă veți plimba, vă veți mișca, vă veți comunica, vă veți interacționa cu oameni, sunteți, faceți tot felul de conexiuni cu oamenii cu care sunteți foarte apropiați, dar apar și alții. Nu vă tace gura deloc nu stați acasă deloc, sunteți pus să faceți tot felul de activități în același timp. Începeți mai multe lucruri în același timp, nici nu mai contează că le duceți. Important e să gustați puțin din fiecare. Bineînțeles, tonul vostru va fi poate mai agresiv și mai autoritar, dar aveți puterea să și motivați, să și dați încredere oamenilor, să și mișcați. Comunicarea voastră este nemaipomenită. Da? Puneți punctul pe ei, preluați responsabilități, preluați unele proiecte mai grele, de exemplu, de la serviciu, îndrăzniți. Și e un moment de mai pomenit să știți, prin care să vă gândiți cum să fac mai mulți bani. Cum să fac, care sunt talentele mele, cum pot eu să fac mai mulți bani. Stați departe cu conflict, de conflictele totuși crude, cele mai apropiate, de exemplu, cum ar fi frații și verișorii. Că, nu că stați departe, vor apărea cu siguranță, dar altfel. Cu Marte, în Casa 3, dacă aveți o mașină care funcționează, dacă aveți actele puse la punct și dacă aveți niște bani pentru călătorii, fățiți-vă cât se poate de mult. Trecem deci, acum la pești sau cei cu aștenentul în pești. Ei bine, dragii mei, ce se întâmplă cu acest tranzit? Buzunarele voastre vor avea de suferit, pentru că Marte tranzitează Casa a doua. Casa 2 vorbește de banii din munca proprie. Din veniturile pe care le fac cu mânuțele acestea, dar și de talente și de resurse Oricum, Marte vine, vă și aduce, dar vă și ia Și vor fi situații din acestea în care simțiți că nu se mai opresc și nu se mai opresc și nu se mai opresc și fi ar să fie Dar nu vă puteți împotrivi lui Marte Dacă Marte vrea să vină cu cheltuie, lăsați-l să-și facă veacul Că stă el între 30 aprilie și 9 iunie, va face ravage și în bugetul actual și în bugetul de risc și așa mai departe Dar pentru cei mai curajoși dintre voi, Marte vă poate ajuta să obțineți o colaborare, să faceți un schimb cu cineva, să obțineți ceva de pe urma acelui schimb. Să, cum să vă spun, să vă consumați timpul într-un mod mai eficient, să ziceți, domnule, oricum nu câștig mai mulți bani. De ce să muncesc, să mă dau peste cap? să-mi folosesc eu resursele mele într-un mod eficient și să păstrez și pentru o altă dată. O singură rugăminte am la voi, să aveți foarte mare grijă la banii împrumutați, să nu vă grăbiți. În momentul în care vi se cer bani, să nu dați toată suma sau poate să verificați dacă merită să o dați. E adevărat că Marte în sinea lui este generos de la toată lumea dacă se poate, dar nu o gândește, se cam grăbește. Și voi dacă vreți să luați un împrumut, dragii mei, nu vă grăbiți. Dacă aveți nevoie de 3 lei, luați 3 lei, nu luați 4 lei să dați pe urmă respectiv. Și da, vă recomand ca în această perioadă, 30 aprilie, 9 iunie, să vă Faceți așa un, un Excel cu toate cheltuielile pe care le aveți și să încercați pe viitor să eficientizați cât mai mult acest buget. Să vă priască recomandările mele. Vă recomand tuturor cu Martin Berbeck să faceți sport, să faceți mișcare, să intrați în competiții ca să-l onorăm și ca să ne ajute. Vă recomand toate cele bune și să ne auzim cu bine data viitoare.